Pentru mine este o adevărată onoare să pot să fiu în dimineața aceasta împreună cu dumneavoastră la închinare și în numele Bisericii Baptiste Dragostea din Pârneava, Arad. Mă bucur să salut Biserica Soră. Cuvântul nostru de salut pentru anul acesta este în Amos 5:6. Căutați pe Domnul și veți trăi. Amin? Haideți să-L spunem cu toții. Căutați pe Domnul și veți trăi. Amin. Care dintre noi n-ar vrea să trăiască și să trăiască din plin? Dar atunci când îți dorești să trăiești viața din plin, sunt foarte adesea lucruri mici, nimicuri, care tind să te tulbure. Cine dintre noi n-a avut măcar odată o așchie mică în deget? Te uiți la așchie în comparație cu banca, scândura și orice altceva mobilier din jurul tău și spui, e o nimica și totuși nimicul ăla tinde să te deranjeze. Cine dintre noi n-a avut măcar odată o gâză în ochi? O gâză e un nimic. Și totuși nimicul ăla tinde să te deranjeze extraordinar, că te freci și până la urmă spui, te rog frumos, încearcă să-mi scoți gâza din ochi, mă deranjează. Cine n-a avut vreodată, de exemplu, un furuncul mic, mai ales dacă e într-o zonă sensibilă, te deranjează și îți face viața mizerabilă? Ei, dragii mei, în dimineața aceasta, vă vine să credeți sau nu, am decis să vorbesc despre câteva nimicuri. După ce am ținut predica aceasta la noi în biserică, o bunică care n-a apucat să meargă la biserică, așa cum se întâmplă când bunicile trebuie să stea acasă, l-a întrebat pe nepoș și a spus, auzi, ce-o predica, fratele Onisim? Ce să predice? Nimicuri! Mă străduiesc să nu predic nimicuri. În dimineața aceasta însă, aș vrea să ne uităm în Scriptură și să vedem la felul în care nimicuri riscau să distrugă părtășia bisericii din Filipi. Aș vrea să vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, și vom citi împreună de la versetul 1. Haideți să cinstim citirea Cuvântului lui Dumnezeu, ne ridicăm și stăm cu Scriptura deschisă și vrem să citim împreună Cuvântul. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, ne uităm împreună de la versetul 1. Pagina în Biblie, 1153. De aceea, preaiubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, preaiubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichea să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat, tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Conștienți că în dimineața aceasta, nu de gândurile mele, care până la urmă sunt un nimic. Conștienți că avem nevoie de cuvântul Scripturii. Aș vrea fiecare acolo unde suntem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să cerem încă o dată har și îndurare peste propovăduirea cuvântului. Părintele nostru cel ceresc, ce bucuroși suntem să știm că Domnul Iisus este capul bisericii și El este Cel care își hrănește biserica. De aceea te rugăm și astăzi
Fii cinstit în timpul acesta de propovăduire a cuvântului. Aș vrea să te rog să mă împodobești cu smerenie. Aș vrea să te rog, lasă ungerea Duhului tău cel sfânt și peste timpul acesta. Mă rog pentru fiecare suflet în parte. Doamne, vrem să stăm înaintea Ta. Lasă ca acest cuvânt de plin inspirat al Scripturilor să mustre, să certe, să mângâie, să îndrepte, să adeverească, în așa fel încât să plecăm din locul acesta oameni realmente schimbați. Doamne, îți cerem aceste lucruri, nu vrem să ți le pretindem, ci te rugăm frumos în meritele Domnului Iisus, lucrează în adunarea aceasta, din pricina numelui Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Din epistolele pe care le-a scris Apostolul Pavel, le-a scris bisericilor în împrejurări și în contexte diferite. Nu-i o epistolă care să fie identică cu cealaltă. Sunt epistole în care apostolul se simte obligat, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, să se adreseze unor biserici care treceau prin mari frământări, prin diverse probleme. Nu o să le trecem astăzi pe toate în revistă, dar cred că toți știm problematica bisericii din Corint sau știm spiritul legalist și iudaizatoric al celor din Galatia și așa mai departe. Ei bine, dintre toate epistolele, epistola către Filipeni pare că ar fi epistola care trece cea mai ușor, cea mai pozitivă. Nu sunt probleme mari în biserica din Filipi. Nu sunt dezbateri teologice, nu sunt fracțiuni, nu sunt pericole majore și totuși epistola aceasta caracterizată ca o epistolă a bucuriei are și ea partea ei de îndemn. Erau câteva nimicuri care riscau să frângă părtășia bisericii și aroma extraordinară a părtășiilor tindea să fie stricată de câteva nimicuri. Viața ta și viața mea foarte ușor poate să fie stricată de câteva nimicuri. Așa că în dimineața aceasta aș vrea să vă rog să rămâneți cu Biblia deschisă, ne uităm în Scriptură și descoperim împreună câteva nimicuri. Cum anume ele pot să ne strice viața? Mai întâi, nu vă certați pentru nimicuri. Primul principiu pe care vreau să-l rețineți este: nu vă certați pentru nimicuri. Nu știu cum să vă spun, călătoresc mult și îmi dau seama că oamenii sunt predispuși la ceartă. Se pare că fiecare dintre noi avem siguranțele tot mai slăbite. Se spune că într-un compartiment de tren extrem de aglomerat, oamenii stăteau înghesuiți, era cald și în vreme ce trenul s-a pus în mișcare, o doamnă pufăind dintr-o dată a spus: dacă nu deschideți geamul, mor de căldură. Când cineva politicos s-a grăbit să deschidă geamul, n-au trecut decât câteva momente până când o altă doamnă spune: dacă nu închideți geamul, mor de curent. Și același tânăr s-a ridicat să închidă geamul. Și cearta asta a continuat pentru câteva momente, încât la un moment dat cineva supărat a spus: ascultă, hai să ținem geamul închis până când moare doamna de căldură, după aceea îl deschidem până moare doamna de curent și în sfârșit după aceea stăm liniștiți. Dragii mei, nu știm care era problema în biserica din Filipi. Cuvântul ne spune că biserica aceasta, care a început prin mărturia unei femei, Lidia, biserica aceasta care probabil a avut o pondere extraordinară de femei cu râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, într-un moment oarecare, Evodia și Sintichea au avut o neînțelegere și vă asigur, nu era una teologică, nu pentru că femeile nu pot să facă teologie, uneori ne dictează mai bine ce anume ar trebui să facem noi, asta e, să zic așa, în paranteză, dar cred că era o problemă de temperament. Pavel nu o menționează. Și totuși spune: îndemn pe Evodia și pe Sintichea să fie cu un gând în Domnul. Un nimic risca să distrugă părtășia. De aceea, îndemnul pe care l-am este: nu vă certați pentru nimicuri.
Dacă ne uităm în context, observăm că Apostolul Pavel la început subliniază importanța ca frații să stea împreună, neclintiți în apărarea adevărului. Vă rog să vă uitați în versetul 1, spune: rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Era extrem de important ca toți credincioșii să rămână tari lângă principiile Evangheliei, să rămână cu curaj, să nu se clatine în fața valurilor de învățătură. De aceea, îndemnul lui Pavel pentru ei era: rămâneți tari în apărarea principiilor. Când vine însă vorba de preferințe, învățați să vă îngăduiți unii pe alții. Nu vă certați pentru nimicuri. Dragii mei, poate semnul cel mai sigur al imaturității spirituale este lipsa de distinție clară între principii și preferințe. Dacă vrei să vezi cum și cât de matur sau imatur e cineva, uită-te la felul în care operează în viață. Se clatină în fața principiilor și se ceartă pentru preferințe. Dragii mei, nădăjduiesc din toată inima ca fiecare dintre dumneavoastră în parte și întreaga adunare să fie una care să stea drept pentru principii și nu cumva să se certe pentru preferințe. Amin? E așa de important să învățăm să facem această distinție. Și Pavel spune: nu vă certați pentru nimicuri. Interesant este că în dorința de a corecta aceasta, Pavel merge mai departe și spune: și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora. Nu e așa că atunci când doi se ceartă, să știi că nu numai unul e vinovat. Pavel nu spune: îndemn pe Evodia, îndemn pe Evodia și pe Sintichia. Dacă ești în dimineața aceasta aici și ai o controversă, te cerți pentru ceva, e un nimic, și tu și celălalt, trebuie să ajungeți la un acord împreună. E uluitor să vezi cum oameni maturi se pot certa pentru nimicuri. Odată la Domnul Iisus a venit un om care a spus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea. Și Domnul se uită la el, citește prin gândurile lui și spune: cine m-a pus pe mine împărțitor peste averile voastre? Nu vă certați pentru nimicuri. Gândiți-vă, vă rog, la momentul în care Avram și Lot au realizat că Dumnezeu i-a binecuvântat în așa măsură încât turmele lor s-au lărgit și slujitorii au început să se certe. Și cei doi operează după două standarde diferite. Avram sesizează că părtășia lor risca să se frângă pentru nimic. Și Avram spune: Lot, alege, nu vreau să mă cert pentru nimicuri. Dragii mei, când vine vorba să te uiți la lucrurile care din nimic ajung să te tensioneze cu celălalt, pune-le în perspectiva veșniciei. Vă rog să vă uitați în Scriptură, capitolul 4 spune: de aceea, și termenul acesta ne obligă să mergem în sus în text, să descoperim că Apostolul Pavel vorbește despre cetățenia noastră care este în ceruri și de faptul că îl așteptăm pe Domnul. De aceea, atunci când ești tentat să te cerți pentru nimic, pune nimicul acela în perspectiva veșniciei. Dacă e moștenirea de familie, pune-o în perspectiva veșniciei și înțelege că e nimic. Dacă e părerea ta cu privire la un lucru sau la celălalt, uită-te la felul în care preferința ta stă în contextul larg al planului lui Dumnezeu. Vă rog să vă uitați la sfârșitul versetului 5. Cuvântul ne spune: blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Termenul acesta de Domnul este aproape este cu un sens dublu. Pe de o parte, contextul ne obligă să înțelegem că Apostolul Pavel vorbește despre iminenta revenire a Domnului Iisus Hristos.
Și atunci când ești tentat să te cerți pentru nimic, întreabă-te, ai vrea să te găsească Domnul certându-te cu celălalt? Ai vrea ca revenirea Domnului Iisus Hristos să te găsească tensionat pentru nimic? Dar există și un al doilea sens asupra căruia aș vrea să zăbovesc pentru un moment. Am locuit la bloc 18 ani și de când m-a chemat Dumnezeu să predic Evanghelia, știți că fiecare profesie are până la urmă o anumită deformație profesională, spunem noi. Ei, știți care e deformația profesională a păstorilor? Au tendința să vorbească tare. Și cum aveam o neînțelegere la bloc, nu-mi trebuia nici microfon, îmi dădeam drumul să pun bine argumentul meu. Și nevastă mea spunea, staci mă, că ne aude tot blocul. Sau, taci că dorme copilul. Ei, dragii mei, nu e așa că încercăm să ținem cearta sub control pentru că ne aude unul, ne aude celălalt. Ei, Pavel spune, nu vă certați pentru nimic, Domnul este aproape. Ei, dragii mei, s-ar putea să nu te audă nici vecinul că te-ai mutat undeva pe deal și casa ta a vecinului la 50-100 de metri și câțiva pomi, așa că te poți certa în liniște. S-ar putea să-ți fi plecat copiii, așa că nici nu o să te audă. Nu mai stai cu socrii, slavă Domnului! Dar, dragii mei, riscăm să ne certăm pentru nimicuri. Și Domnul e aproape. De aceea, primul îndemn, nu vă certați pentru nimicuri. În al doilea rând, vă rog să vă uitați în versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic. Al doilea îndemn a Apostolului Pavel este nu vă consumați pentru nimicuri. Trăim o vreme în care ne simțim stresați, presați de anumite lucruri, îngrijorările sunt la ordinea zilei, și fiecare dintre noi am ajuns cumva să ne lăudăm cu ce tensiuni avem, cu începutul de ulcer, cu melenă și așa mai departe. Vorbind despre ulcer, cineva spunea, ulcerul se face nu din ceea ce mănânci, ci din ceea ce te mănâncă pe tine. Ei, dragii mei, sunt multe lucruri care ajung să ne mănânce, ne consumă și vremea pe care o trăim și presiunea pe care o simțim din afară este aceea de a ne îngrijora, de a ne consuma pe noi înșine cu diverse și diverse lucruri. Și Apostolul Pavel spune, dacă vrei să te bucuri în viață, dacă vrei să trăiești din plin, nu te consuma pentru nimicuri. Biblia are foarte multe lucruri de spus în ce privește îngrijorarea. Și sigur că subiectul acesta în sine ar necesita poate o atenție într-un serviciu aparte. Dar astăzi ne uităm în contextul acesta și încercăm să-l înțelegem pe Pavel. Biserica încerca și dacă nu veghea atent, putea să ajungă să se macine, să se consume pentru nimicuri. Când Scriptura vorbește despre nu te îngrijora, termenul este îngrijorarea te rupe în bucăți, te desface, te tensionează, te trage din două părți. De aceea îngrijorarea și pacea sunt două realități opuse. Pacea înseamnă armonizarea lucrurilor, punerea lucrurilor la locul lor, în ordinea lor. În vreme ce îngrijorarea ne desface în bucăți. Am citit într-o carte care sugera cele mai cumplite forme de tortură. Nu o să vă rețin atenția, unele sunt de-a dreptul groasnice, ci am să spun că una pe care am văzut-o și prin cărți era aceea când un om era legat și la mâini și la picioare și tras din două părți, încât trebuia să ajungă sfârtecat. Știi că asta face îngrijorarea? Îngrijorarea te rupe în bucăți. Vă aduceți aminte când Domnul Iisus era în casa Mariei și a Martei? Despre Marta spune Scriptura, Marta era
cine știe termenul, împărțită, foarte corect, împărțită cu multă slujire, trasă din două părți, ar fi stat și eu vă garantez, ar fi stat și Marta la picioarele Domnului, dar o trăgea și vasele și bucătăria. Și îngrijorarea ne împarte în bucăți. Și ceea ce spune Pavel aici este, nu vă îngrijorați, nu vă consumați pentru nimicuri. Dragii mei, atunci când lăsăm îngrijorarea, când ne consumăm pentru nimicurile acestei lumi, știi ce se întâmplă? Mai întâi ne asemănăm cu neamurile. Luați adevărul acesta și plimbați-vă prin Scriptură, ori de câte ori ni se spune despre nu vă îngrijorați, veți descoperi că Domnul dă și o rațiune pentru asta. În predica de pe munte, Domnul Iisus spune, nu vă îngrijorați deci cu ce veți mânca și ce veți bea, că lucrul acesta, neamurile, termenul este mai dur, păgânii, necredincioșii, oamenii acestei lumi. Nu trebuie să fii, după ultima modă, indecent, vulgar, ca să fii lumesc. Trebuie simplu să te lași consumat pentru nimicurile acestei lumi și din perspectiva lui Dumnezeu să fii un lumesc. În altă parte, îngrijorarea ni se spune că are ca și efect secundar în viața noastră înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu. N-apuci să primești cuvântul și să lași să rodească în viața ta pentru că ești consumat cu nimicuri. De câte ori n-ai pățit să vii la biserică și după ce te-ai așezat în bancă, ți-ai scos Scriptura, Cartea de Cântări, chiar dacă aveți videoproiector, vă încurajez să veniți cu Cartea de Cântări, te-ai așezat în bancă, ești gata să participi la servici și dintr-o dată ajuns să te gândești, mă, oare am scos călcătorul din priză? Ai pus supa la foc, dar oare ai stins-o sau ai lăsat-o în clocot? Și lucruri mici te fac să nu mai poți primi absolut nimic din serviciul din duminica aceea. Și ăsta e un exemplu banal. Dragii mei, când ne lăsăm consumați de nimicuri, cuvântul lui Dumnezeu nu mai poate să rodească noi. De aceea, îndemnul Scripturii este, nu vă îngrijorați de nimic. Îngrijorarea mai face ceva. Este, dacă vreți, o palmă la adresa bunătății lui Dumnezeu. Dacă El spune, nu vă îngrijorați de nimic, pentru că eu însumi vă port, ai de ales, ori te lași consumat de nimicuri, ori te odihnești în promisiunea lui Dumnezeu. Cineva încerca să facă o analiză a tuturor îngrijorărilor care puteau să-i treacă prin minte și a ajuns la următoarea concluzie. 40% din îngrijorări sunt absolut inutile pentru că lucrurile de care mă îngrijorez nu se întâmplă niciodată. 30% din îngrijorările pe care și le-a îngăduit în viață sunt îngrijorări cu privire la trecut pe care și așa nu-l mai pot schimba niciodată. 12% sunt îngrijorări cu privire la sănătate, lucruri care nu se întâmplă niciodată, așa că mai rămas valid undeva la 3%. Ei, dragii mei, nu știu dacă proporțiile astea se potrivesc la unul sau la celălalt, dar trebuie să recunoaștem că în lumina Scripturii unui copil al lui Dumnezeu nu-i stă bine să se îngrijoreze. Care e antidotul? Vă rog să vă uitați în Scriptură la un pasaj atât de bine cunoscut. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni, cereri cu mulțumiri. Dacă Scriptura ne spune să nu ne îngrijorăm pentru nimic, Scriptura ne îngrijorează să venim cu orice nimic înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm Lui. Dragii mei, înaintea lui Dumnezeu nu sunt probleme mari și sunt probleme mici. Înaintea lui Dumnezeu sunt problemele copiilor Lui.
Pentru el, de altfel, cancerul, ca și traversarea străzii, sunt la fel de mici. Pentru că Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este în control și Dumnezeu este atotputernic. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea, cele mai mari probleme ale tale sunt tot probleme mici. Și cele mai mici probleme ale tale sunt tot probleme înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt problemele copiilor lui. De aceea, învață cu orice lucru, cu orice lucru, să vii înaintea lui Dumnezeu. E foarte important să cultivi această relație. De aceea, termenii pe care îi folosește Apostol Pavel sunt extrem de importanți. Mai întâi, suntem îndemnați să aducem, și vă rog să subliniați elementele care sugerează relația. Noi nu suntem chemați să scriem o scrisorică lui Dumnezeu așa cum scriu copiii la Moș Crăciun. Și noi suntem încurajați să venim înaintea Lui să spunem: Doamne, uite care e îngrijorarea mea. De aceea primul termen este această rugăciune, această relație, această apropiere. De foarte multe ori, nimicurile pe care le lasă poate chiar Dumnezeu în viața ta sunt menite să-ți câștige atenția și să te îndrepte să te apropii de Dumnezeu. De asta nu te îngrijora de nimic, ci în orice lucru, cu orice lucru, vine înaintea lui Dumnezeu. Mă întreb, cine altcineva ar putea să citească toate lucrurile care tind să ne îngrijoreze, de sus, de la balcon, într-o parte, în alta, la cor, inclusiv aici? Vine înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul ne spune de asemenea, cu rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. E foarte important să nu-i dictezi lui Dumnezeu. E foarte important să nu vii cu așteptări nelegitime. E foarte important atunci când vii cu o anumită îngrijorare să nu încerci să-i pretinzi lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că ucenicii într-o situație, zicem noi, limită, erau pe mare, s-a iscat o furtună și ai fi spus: și acum furtuna nu e o situație legitimă care să legitimeze îngrijorarea? Și eu spun: nu! S-au apropiat de Domnul și a spus: nu-ți pasă că pierim? Și, dragii mei, de foarte multe ori încercăm să venim cu îngrijorările noastre înaintea lui Dumnezeu, dar le punem în tonul acesta: Doamne, nu-ți pasă? Și vreau să vă spun că lui Dumnezeu îi pasă mai mult de credința mea, de caracterul meu, decât de corabia sau conjunctura imediată în care mă aflu. De aceea, continui să cred că rugăciunea schimbă. Dar nu schimbă mai întâi preajma mea, ci mă schimbă mai întâi pe mine. Atunci când vii cu îngrijorările tale înaintea lui Dumnezeu, legitime sau nelegitime, cu lucruri mici sau cu lucruri mari, adu-le înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, sunt gata să mă las mai întâi eu schimbat. Și dacă vrei, schimbă și împrejurările. În exemplu despre care v-am vorbit, mai întâi Domnul s-a ocupat de credința lor. Și după aceea a liniștit și furtuna. Rugăciunea schimbă lucrurile. Dar mai întâi ne schimbă pe noi și după aceea schimbă conjunctura din jur. De aceea cuvântul spune în versetul 7: și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pavel era în pușcărie, era păzit și ceea ce putea să fie un element de frustrare, un lucru care să-l consume, un lucru care să-l îngrijoreze, viitorul său era absolut imprevizibil din perspectivă umană, Pavel spune: am învățat să aduc toate lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Și exact cum soldatul roman împăzește trupul, așa Dumnezeu din ceruri împăzește mai întâi simțămintele și gândirea sănătoasă. Nu e așa că atunci când te îngrijorezi spui: Doamne, da, cred, dar nu pot să scap de gândul ăsta. Adu înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, vreau să-ți predau ție și îngrijorarea și te rog frumos,
păzește-mi sentimentele. Ține-le sub controlul tău. Isaia 26:3 spune, celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea. Da pacea, căci se încrede în tine. Cu alte cuvinte, noi trebuie să ne disciplinăm emoțiile. Dacă am adus o îngrijorare la adresa lui Dumnezeu și în altă parte mi se spune, aruncați asupra lui. Dragii mei, nu pleca dinaintea Domnului înapoi cu îngrijorările. De aceea, primul principiu pe care l-am învățat astăzi în Scriptură este, nu vă certați pentru nimicuri. În al doilea rând, nu vă consumați pentru nimicuri. În al treilea rând, aș vrea să ne uităm în Scriptură la versetul 8. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Al treilea principiu, nu cercetați orice nimic. Vedeți, fiecare din noi tânjim după dorința de a trăi din plin, de a fi însuflețiți, de a fi pasionați de ceva. Lumea de astăzi este o lume care devine din ce în ce mai apatică, mai plictisită, oameni care nu-și mai găsesc bucuria în nimic, oameni care nu mai găsesc entuziasmul, pofta de viață și toate aceste lucruri tind să devină o presiune peste fiecare din noi în parte. În situația asta, tentația este distracția. Analiștii ne spun că cel mai profitabil business și cea mai profitabilă industrie este industria distracției. Oamenii au înțeles foarte bine că dacă nu-i poți face pe oameni să se bucure, măcar merită să-i faci să râdă. N-ați observat că majoritatea programelor de televiziune încearcă să-i distreze pe oameni. Încearcă să-i facă să râdă, pentru că nu-i pot face să se bucure. Și trăim într-o vreme în care apatia, plictisul, lipsa de însuflețire, pasiunea de a trăi, lipsește. Și îmi pare rău, lipsește de foarte multe ori și în viața copiilor lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că s-au obișnuit să cerceteze nimicuri, să se lase distrați de nimicuri, să vizioneze nimicuri. De aceea vreau să ne uităm în pasajul acesta și să primim și această atenționare. Nu cercetați orice fel de nimic. Cercetătorii ne spun și cei care cunosc foarte bine psihologia umană, spun felul în care ființa noastră întreagă ajunge să fie trasă pe firul imaginii, a gândurilor și mai apoi a acțiunii. Știi că atunci când ochiul îți este furat de o anumită imagine, mintea începe să alunece pe făgașul imaginii pe care ai văzut-o. Scriptura ne spune în Proverbe, capitolul 4, păzește-ți inima mai mult decât orice. De ce? Căci din ea ies izvoarele vieții. Cum să-mi păzesc inima? Păzește-ți ochii, păzește-ți urechile. Nu-ți lăsa mintea încărcată cu nimicuri. Nu cerceta orice fel de nimic. Nu sta în fața televizorului. De cele mai multe ori când cineva se uită la televizor spune, vreau să mă deconectez puțin. Dar și ce se întâmplă? Când te deconectezi, de fapt, te conectezi la o altă lume. Te conectezi la un alt sistem de valori, te conectezi la alte lucruri, la alte realități, la lucruri care îți intră în subconștientul tău. Ele îți promit distracție, ele îți promit râs, dar nu-ți pot aduce bucurie.
De aceea Apostolul Pavel spune în versetul pe care l-am citat, încolo, frații mei, când e vorba să încep să cercetez, nu cerceta orice nimic, ci uite criteriul. Mai întâi, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, asta să vă însuflețească. Puneți grila aceasta, nu doar peste programele de televizor, ci peste cărțile care le citiți, peste informațiile pe care le vehiculăm unii către alții, între zvonari și răspândaci și așa mai departe, și veți vedea ce ușor ajungi să-ți lași viața plină ochi de nimicuri. Cineva vorbind despre patima sau robia televizorului spunea așa: dacă mă uit la cum trăiesc alții, nu mai am timp să trăiesc eu. Gândește-te! Dacă mă uit la cum trăiesc alții și cercetez detaliile vieților altora, nu mai apuc să trăiesc eu. Mi se pare că am spus-o și în contextul acestei biserici, nu ascund că îmi place fotbalul. Numai că și vizionarea meciurilor de fotbal poți să ajungă să-ți ocupe timpul și te trezești că cercetezi nimicuri. Mi-aduc aminte că odată tata m-a văzut uitându-mă la televizor extrem de prins. Puteau să se întâmple multe lucruri pe lângă urechile mele sau pe lângă ochii mei, eram lipit de televizor. Și tata, cu stilul lui inconfundabil, s-a uitat înspre mine și a spus: Oni, ai grijă, golurile lasă goluri. Lasă goluri în comunicarea ta de familie, lasă goluri în caracter, lasă goluri în suflet. Dragii mei, lasă goluri. De aceea, când vine vorba să cercetezi, întreabă-te, e adevărat? E vrednic de iubit? Cineva spunea că dacă vrei să afli la ce film să te uiți sau la ce film să nu te uiți, nu încerca să te uiți după felul în care CNA-ul pune filmul la o anumită vârstă. Ci întreabă-te la sfârșitul filmului câte din cele 10 porunci au fost călcate pe parcursul desfășurării acțiunii filmului. Și după aceea vei ajunge să te întrebi dacă merită sau nu merită să te uiți la ce lucru. Încolo, spune Pavel, dacă e vorba să te însuflețească ceva, cercetează ceea ce-i plăcut. Când e vorba să transmiți ceva de la unul la altul, transmite ceva ce zidește. Când e vorba să îți umpli lăuntru, cercetează lucrurile care sunt vrednice de primit. Dragii mei, aceea, spune Pavel, aceea să vă însuflețească. Eu cred că și astăzi este atâta nevoie ca toți copiii lui Dumnezeu să fie pasionați, să fie înflăcărați, să fie oameni care să trăiască viața din plin, nu să fie oameni apatici, nu să fie oameni care și-au pierdut bucuria, să fie oameni care își trăiesc viața de pe azi pe mâine. Ei nu mai sunt animați de o anumită dorință, nu mai sunt entuziasmați de nimic. Cineva spunea, oamenii ajung să trăiască viața de credință exact așa cum dăruiesc. Apostolul Pavel spune, fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău. Cine e și al doilea principiu? Nici de silă, ci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Dragii mei, unii trăiesc viața de credință cu părere de rău. Doamne, îți mulțumesc că mă așteaptă cerul, dar îmi pare rău că nu pot să fac ce face vecinul. Mă uitam cu jind la fericirea celor răi. Nu mă pot entuziasma de faptul că veșnicia au petrec împreună cu Domnul, că aici pe pământ aș petrece și eu un pic cam cum petrec cei răi. Alții o trăiesc de silă. Nu pot să fac pentru că mă văd ceilalți. Știi, Oradea-s mulți pocăiți. Cum calp alături, cum fac și eu ceva, imediat se află.
Și ei trăiesc de silă. Și, dragii mei, vreau să vă spun, ni se citește pe față și părerea de rău, și sila, și bucuria. Și cei din jur văd lucrul acesta. Pavel spune, nu cerceta orice nimic. Vrei să fii însuflețit? Însuflețește-te pentru tot ce este adevărat, pentru tot ce este vrednic de primit, pentru tot ce este vrednic de cinste. Lasă să fii pasionat, dar fii pasionat pentru lucruri extraordinare. De aceea, la încheierea acestui timp, aduceți-vă aminte că Pavel ne scrie aceste lucruri nouă, nu de undeva de la mare, așa cum ne trimitem noi vederi unii altora când mergem pe litoral sau într-o parte sau în alta, îți spui salutări și liniște, pace, mă simt extraordinar. Dragii mei, Pavel nu spune aceste lucruri de undeva din concediu, ci Pavel ne spune aceste lucruri în vreme ce era în lanțuri. În vreme ce a probat fiecare din aceste lucruri, de acolo ne scrie mie și ție, în contextul în care te afli și îți spune mai întâi, nu te certa pentru nimicuri. În al doilea rând, nu te consuma pentru nimicuri. Și în al treilea rând, nu cerceta orice fel de nimic. Dacă vrei să ai pace, mai mult dacă vrei să ai Dumnezeul păcii împreună cu tine, împlinește aceste lucruri. Vă rog să vă uitați în versetul 9. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Dragii mei, promisiunea însoțirii lui Dumnezeu nu este un privilegiu pentru un grup de elită, ci este o promisiune a lui Dumnezeu accesibilă fiecăruia. Cine dintre noi n-am vrea să pășim în viață alături, însoțiți, de Dumnezeul păcii? Cine n-ar vrea să plece din locul acesta să spună, Doamne, nu doar că am primit pace, ci că Dumnezeul păcii pășește împreună cu mine. Nu doar că mi-am lăsat problemele la biserică, nu doar că le-am adus înaintea Domnului, nu doar că am hotărât să fac pace cu unul și cu celălalt, ci în orice fel de situație a vieții, să știu că Dumnezeul păcii se însoțește cu mine. Și ce trebuie să faci? Simplu. Ce ai auzit? Ce ai văzut în alții? Aplică. Dumnezeu n-are nici o promisiune și nici o răsplată pentru cei care admiră cuvântul. O să rămâne surprinși. Dumnezeu n-are promisiuni în Scriptură pentru cei care admiră învățătura Lui. Au fost foarte mulți în vremea Domnului Iisus care au spus, învățătorule, știm, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni n-a vorbit ca și tine. Și totuși n-a plecat binecuvântat. N-a plecat schimbat din prezența Domnului, după cum, dragii mei, nici unul dintre cei care mă ascultați în dimineața aceasta nu veți pleca schimbați dacă îmi veți lăuda predica despre nimicuri. Nici unul nu veți ajunge mai plin de pace dacă veți spune, mă, ce-o predica, fratele Onisim, despre nimicuri. Dar știu un singur lucru. Dacă în modul cel mai sincer iei aceste principii pentru tine și spui, Doamne, vreau să le pun în practică. Vreau să fiu un împlinitor al cuvântului. Atunci îți spun sigur, de aici mergi împreună cu Dumnezeul păcii. De aceea, n-am de unde să știu, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu de a particulariza mesajul pentru fiecare voi în parte. Ai venit aici și ești în tensiuni cu cineva? Nu te certa pentru nimicuri. Du-te acasă cu gândul de a spune, Doamne, vreau să fac pace, vreau să găsesc armonia, vreau să pun tot conflictul în care mă aflu în perspectiva veșniciei. Și fă din asta aplicația vieții tale și spune, Doamne, asta vreau să fac. Și Dumnezeu păcii va fi cu tine. Dacă ai venit aici măcinat de îngrijorare și viața ta e consumată de nimicuri,
Te îngrijorezi pentru una, pentru alta, pentru alta, pentru alta și n-ai pace. Cuvântul lui Dumnezeu nu rodește în viața ta. Te îngrijorezi pentru ziua de mâine și neglijezi veșnicia. În dimineața asta cuvântul spune, nu te consuma pentru nimicuri. Adu-le înaintea Domnului. Și pacea lui Dumnezeu și Dumnezeul păcii va fi cu tine. Și dacă ai văzut că în plictiseala ta, și apropo, plictiseala este teritoriul în care suntem cei mai vulnerabili. Când suntem plictisiți, suntem victimele sigure ale celui rău. Dacă viața ta nu mai este însuflețită așa cum a fost în primii ani ai vieții tale de credință, când nu simți să mai arzi pentru ceva anume, când ai mereu nevoie de deconectări și distracții, dacă în dimineața asta ai văzut că n-are rost să cercetezi nimicurile acestei lumi, n-are rost să fii un expert în ce-o făcut Tanda și Manda, în dimineața asta îndemnul Scripturii este însuflețește-te de lucrurile care au valoare. Pune-le în practică și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin.